Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o ediție specială aici la TV Giugiu, în direct. Astăzi a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local, ultima din acest mandat, iar pe ordinea de zi au fost 41 de puncte. Multe dintre ele au fost dezbătute intens. Cele mai discutate proiecte au fost cele referitoare la documentațiile tehnice pentru amenajarea de parcări în municipiul Giugiu. Vă reamintesc că cele 7 proiecte au mai fost dezbătute în 2 ședințe până acum, iar majoritatea consilierilor s-au abținut de la vot. Astăzi, cele 7 proiecte au fost aprobate în unanimitate. De ce nu s-au aprobat atunci și de ce astăzi toate cele 7 proiecte au fost aprobate, ne vor explica doi consilieri locali pe care i-am invitat în această seară alături de noi, domnul consilier local Florian Velicu și președinte al ședinței Consiliului Local de ceva vreme. Și bună seara dumneavoastră și giurgiuvenilor. Și domnul consilier Ionel Dinu. Bună seara. Cu mențiunea că domnul Florian Velicu s-a abținut de fiecare dată de la votul pentru parcări, iar domnul Ionel Dinu a votat pentru, dar ne veți și explica fiecare în parte gestul pentru abținere și vot pentru. De ce s-a votat inițial? De ce v-ați abținut, mai bine zis, că s-a formulat greșit atunci că ați votat împotrivă? De ce v-ați abținut de la aprobarea documentației pentru parcările din municipiul Giurgiu? Ce s-a invocat? Da. La momentul supunerii atenției a acestor proiecte de hotărâre de către executiv, am studiat foarte bine materialele și am descoperit că au anumite greșeli în documentații, greșeli care trebuiau remediate. În prima fază, pentru acest motiv, au fost amânate, pentru că ele au fost de fapt amânate, n-au fost respinse definitiv. Dacă erau respinse definitiv, puteam discuta că aceste proiecte rămâneau într-un viitor, eu știu, mai mult sau mai puțin îndepărtat. Ele au fost amânate datorită acestor probleme. Am cerut ca documentațiile respective să fie revizuite de către firma de consultanță care le-a întocmit. Drept urmare, astăzi, ele au fost revizuite, de fapt, cu ceva timp în urmă, au trecut din nou prin comisiile de specialitate ale Consiliului Local și supuse atenției spre dezbatere Consiliului Local în ședința de astăzi. După cum ați văzut și o să vadă toată lumea când vor viziona materialele filmate cu ședința de Consiliul Local de astăzi, au fost votate în unanimitate. Pentru că toate acele probleme la care noi am făcut referire în ședințele anterioare au fost remediate. Însuși, domnul primar Barbu a recunoscut astăzi și eu i-am solicitat că este momentul să-și ceară scuze. Vom vorbi și despre atât nouă cât și giurgiuvenilor. Dacă dumneavoastră doriți să discutăm despre acest aspect mai... Sigur că vom discuta. Ce vreau să precizez este faptul că nu vorbim de simple greșeli gramaticale în documentația tehnică, așa cum s-a vehiculat de multe ori. Vorbim de erori serioase în documentația tehnică, ce nu puteau fi modificate în cadrul ședinței de Consiliu. Greșelile au fost de la suprafețe trecute greșit, adresele zonei care trebuia să fie modernizată și transformată într-o parcare modernă, probleme de genul ăsta. Nu discutăm de virgula că nu era pusă unde trebuie. Deci nu asta a fost problema. Greșelile gramaticale, dacă vrea să sau dacă vreți să atingem și acest aspect, au rămas unele din ele. Așa că nu ne-am legat de ele. Da, dar ați apărut pe o listă a rușinii. Știți foarte bine că în tot orașul s-au distribuit niște flyere cu o listă a rușinii cu consilierii care s-au abținut de la vot, în care se spunea că vă opuneați dezvoltării orașului. De câte ori v-ați opus dezvoltării orașului până acum? Din punctul meu de vedere, pe lista rușinii. În toată această perioadă de 4 ani de mandat, la mine cu mici perioade în care am avut anumite procese, dar în toată această perioadă nu mi-amintesc să fi blocat dezvoltarea orașului sau să votăm vreodată împotriva cetățeanului. Această modalitate de abordare a lucrurilor aparține domnului primar și echipei dânsului. Drept urmare, îi solicit încă o dată pe această cale că este momentul să-și ceară scuze pentru faptul că ne-a denigrat în fața giurgiuvenilor și cred că ar fi momentul să împrăștie de această dată flyere pe fiecare scară de bloc sau la fiecare ușă de apartament cu lista onoarei.
pentru că am demonstrat astăzi că nu suntem împotriva dezvoltării orașului, nu suntem nici împotriva giurgiuvenilor, ci suntem niște consilieri responsabili care verifică în amănunt proiectele de hotărâre, documentațiile, și numai dacă consideră că, sau dacă considerăm că ele sunt în regulă, le votăm fără niciun fel de reținere. Primarul Barbu nu și-a cerut scuze astăzi în Consiliul Local, știți foarte bine, a evitat să dea un răspuns, a schimbat repede subiectul și chiar și-a permis și o glumă. A spus că nu va tipări flyere, ci fraiere. Cum da, mi s-a părut da, această abordare? De adică, nu cred că acolo e loc de miștouri. Consiliul Local este totuși locul unde se întâlnesc oamenii pe evident, care corect. I-au ales giurgiuvenii. Corect, da. Corect. A punctat bine domnul coleg, acolo se dezbat toate proiectele cu privire la dezvoltarea orașului și nu numai. Suntem oameni trimiși de giurgiuveni prin votul lor la alegerile din 2012. Cumulate voturile consilierilor cu siguranță sunt aproape duble față de voturile obținute de primar, așa că lucrurile pot continua pe aceste exemple. Este o mizerie ce a făcut domnul primar. Eu i-am solicitat în mod respectos și cred că ați văzut astăzi că n-am vrut să mai ridicăm probleme care să genereze discuții inutile, să vadă da, oamenii noi... Ședința a început cu calma, a decurs până așa la un moment dat foarte bine. Așa mi-am propus să fie până la final. Numai că au fost anumite sincope în acest sens. Dar asta este. Atâta poate domnul primar, atâta face. Domnul Dinu. Referitor la parcări, așa cum spuneam înainte, nu v-ați opus niciodată, nu v-ați abținut, ați votat pentru amenajarea acestor parcări. De fapt, în tot acest mandat de consilier pe care l-ați avut, ați întins o mână primarului Barbu, i-ați cam aprobat toate proiectele. Ce s-a întâmplat acum? De ce v-ați retras gestul? Ce se întâmplă în Consiliul Local? Că tot timpul spuneți că sunt nereguli și mai ales acum au început să iasă la suprafață. Doamna Nicoleta, eu sunt un om de cuvânt. Având o experiență în forul executiv de care am făcut parte în perioada 2004-2008 în calitatea mea de vicepreședinte al Consiliului Județean, am crezut că e oportun să susțin toate inițiativele executivului primăriei Giurgiu. Evident că ceea ce ține de dezvoltarea orașului și de modernizare, eu am luat-o ca și o cutumă. Dom'le, să votăm. Pentru. Evident că sunt indignat de faptul că a apărut acea lista rușinii în acea perioadă, de după o ședință de Consiliu Local, în care anumiți colegi de-ai mei au fost pur și simplu invocați în acea lista rușinii. Dar nici eu n-am fost pe altă listă care am votat pentru să fiu rege încoronat al municipiului Giurgiu. Iar titlul de glorie în momentul acela pentru ce s-a întâmplat în cadrul ședințelor de Consiliu Local cu privire la abținerea colegilor mei de la partidele politice care au fost invocate în acea listă rușine, nu cred că a fost un lucru deosebit și moral din partea celor care au făcut acea listă rușine. Dar ar fi trebuit să-și ceară scuze primarul astăzi? Evident, moral era să-și ceară scuze. Evident că colegii mei au analizat, mai am amănunțit proiectele de hotărâre. Probabil că și expunerea de motive sau inițiativa primăriei, în speță primarului Barbu, și am înțeles că au fost niște greșeli de fond și nu de formă. Eu, pur și simplu, nu vreau acum să mă dezvinovățesc în fața publicului dumneavoastră, în speța giurgiuvenilor. Recunosc că, datorită unei defecțiuni la tabletă pe care am avut-o, și vă pot demonstra chestia asta, că atunci când au avut și colegii mei acea defecțiune, a mai este în continuare. Dar nu asta e problema. Problema
Și obligația unui consilier local este într-adevăr să se informeze. Probabil că eu nu am dat mare importanță la acele greșeli de fond. Așa cum astăzi domnul primar Barbu a informat că s-au remediat acele greșeli gramaticale. Așa cum am spus astăzi în cadrul ședinței de Consiliu Local, o spun și pe postul nostru televiziune, pe greșelile nu exista greșeli gramaticale acolo. Greșelile gramaticale înseamnă cu totul. Și peste asta se poate altceva. Trece, adică nu ne lovim acum de greșelile gramaticale și le lăsăm pe cele de fond. De fond, din înțeles, documentația tehnică. Nu, problemele principale au fost legate de aceste greșeli de fond, de suprafețe, de adrese, au fost o grămadă de probleme. Problema este în felul următor. Că colegii mei din cadrul Consiliului Local, cei care au fost pe listea rușinei, au demonstrat astăzi că și ei sunt pentru dezvoltarea orașului Giurgiu și pentru modernizare. Dar vreau să-i amintesc unui primar Barbu. De ce în acest mandat de 4 ani de zile, și nu vreau să judec, ca primar, de ce municipiul Giurgiu a ajuns pe locul 29 la indicele de dezvoltare socială, cât și la nivelul de trai, după locul 29 pe ultimul loc, pe 41. De ce? Asta este pur și simplu lucru care m-a indignat foarte mult. Menționez faptul că această informație o am în urma unei apariții de la statistică, făcută de un profesor universitar din cadrul Universității București, Vasile Lupu, cheamă pe dânsul, și s-a ocupat de acest fenomen la nivel național. Este scris, puteți să găsiți și dumneavoastră, și pe mine mă indignă foarte mult acest lucru. Fiindcă județul, municipiul Giurgiu, merge din sărăcie și într-o mai mare sărăcie. Evident că am descoperit în ultima perioadă, și mai ales în ședința de Consiliu de astăzi, că studiați foarte bine proiectele de hotărâre, care s-au și adoptat unele dintre ele, dar unele n-au trecut, într-adevăr, de Consiliul Local. Mie mi se pare că sunt foarte multe lucruri care încearcă să se îndrepte anumite greșeli din mandatul domnului primar. Mai e timp acum de îndreptat greșeli? Se poate îndrepta. A fost ultima ședință, fără Consiliul Local, ce mai poți îndrepta? Vis-a-vis de punctul 22 după ordinea de zi, poate domnul Velicu, că văd că are să și ne explice. Da, e un punct care nu a fost aprobat. Nu a fost aprobat. Da, proiectul 22. Bilanțul tehnologic și a cotei de pierderi tehnologice. Privind aprobarea balanței tehnologice și a cotei de pierderi tehnologice pentru activitatea de transport și distribuția energiei termice ale SC Global Energy Production SA pe anul 2014. De ce a apărut acest fenomen? Fiecare societate comercială care într-adevăr are pierderi, ele trebuie să și le planifice în cursul anului respectiv, și mă refer în speță anul 2014. Și evident că există niște formulare care se depun la Direcția de Finanțe în anul curs, chiar și înainte, fiindcă ele trebuie estimate. Și evident că SC Global, că despre societatea respectivă este vorba, a estimat aceste pierderi la nivelul anului 2014. Dar ne trezim după 2 ani de zile că nu suntem de acord cu ceea ce noi am declarat pe proprie răspundere la finanțe în 2014. Și venim acum și încercăm să punem în cârca Direcției de Finanțe de a nu mai plăti cota de TVA la pierderi, mărindu-le, evident că TVA-ul respectiv nu se va mai plăti. Cine avea de câștigat Nu are nimeni, decât SC Global. Nu are populația, nu are Direcția de Finanțe. Domnule, s-a făcut. Înțelegeți? Și imediat ce te las, scuză-mă, te rog frumos. Se mai practică și în zilele de astăzi
dar cu altă ocazie o să vă spun. Și să mai practică pe direcția de mediu cu certificatele de emisie, când mai revin după un an, doi și mai aduc aminte și să duc și mai fac o altă planificare. Dar în fine, lucrul nu e în regulă. De ce a putut și poate în momentul de față SECE Global să acționeze în consecință acest lucru? Fiindcă el la vremea respectivă nu și-a plătit taxele și impozitele către direcția de finanțe. Și acum, printr-o nouă reorganizare din punct de vedere financiar, vrea să fenteze această sumă a TVA-ului pe pierderi. Să spună, domnule, am avut pierderi de 30%, estimate în perioada 2014, și ne trezim în 2016 că măresc pierderile. Și asumate de Consiliul Local. Și asumate de Consiliul Local. Dumnezeu, la 2 ani după, adică de ce mi se să-și asume Consiliul Local o asemenea bazacone și o asemenea năzbătie? Domnul Cepreaga, rog public, să ne prezinte atât balanța, cât și bilanțul pe 2014 și să ne demonstreze dacă taxele și impozitele către Direcția de Finanțe Giurgiu au fost plătite în perioada al 2014 și până astăzi. Ați primit până acum Consiliul Local, eu nu mi-amintesc vreo informare de la... De la SECE Global? Da? Nu, niciodată. Haideți să facem, să dezbatem un pic ce s-a discutat astăzi și ce a vrut să insinueze de fapt domnul primar Barbu în momentul în care făcea o comparație între situația asta și situația dintre APA Service și aprobarea acolo a balanței tehnologice de pierdere. O comparație nepotrivită. Păi, să ne ierte Dumnezeu. APA Service este... Exact. Are acționar majoritar, 83%, Consiliul Local Giurgiu. Așa că lucrurile nu pot fi puse în aceeași, în oglindă. N-au cum. Una este o societate care are 83% acționariat Consiliul Local Giurgiu și alta este o societate pe acțiuni care nu are treabă cu ea. Consiliul Local Giurgiu e o societate privată care are acționari alții decât Consiliul Local. Din punctul meu de vedere, el este operatorul care oferă acest serviciu către municipiul Giurgiu și atât. În rest, societatea este cu problemele ei, conform legii 31, drept urmare, noi nu avem cum și nu am fost de acord cu această modalitate de a rezolva lucrurile, pentru că știm cu toții, n-ai cum să rezolvi retroactiv o astfel de problemă. Ne-am trezit că n-am făcut-o la timp și acum venim și încercăm să scoatem castanele fierbinți din foc. Domnul Velică, nu avea cine să-i recunoască aceste pierderi și pierderile au puse în cărga Consiliului Local. Mă înțelegeți? Dar pun beneficiu al lui SECE Global. Cum să-i recunosc eu pierderile dacă tu nu l-ai estimat la timpul respectiv și nu l-ai prezentat Direcției de Finanțe? Că la fiecare an se prezintă situația. Cum vii tu peste 2 ani să-ți recunosc eu? El are nevoie de martor. Pe cam asta. Cam martor am. De acoperire, da. O acoperire. Cineva care să-și asume această problemă. Deci, uitați-vă cât de mult s-a dus în derizoriu Consiliul Local. Dom'le, în Consiliul Local sunt niște oameni care sunt și ei până la urmă școliți, dom'le. Au niște viziuni. Au vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în acest oraș. Este tragic în ce a fost transformat în ultima perioadă Consiliul Local de către executiv. Și vreau să-i aduc aminte domnului primar că administrație publică locală înseamnă executiv și legislativ. Sunt doi decidenți în cadrul administrației publice locale. Așa cum vă spuneam, acum mi se pare cam târziu să mai fie reparate multe dintre lucruri, dar nu este târziu să fie semnalate și să fie aduse la cunoștință, pentru că foarte multe au fost ținute ascunse și scoase acum pe ultima sută de metri. Eu am scos de fiecare dată tot ce am avut, ce am știut, le-am și expus public de câte ori am avut ocazia, am ieșit pe posturile de televiziune și am spus unde sunt problemele. Pe mine mă deranjează altceva, că avem astăzi candidați care și nu sunt de față, care au fost în administrația publică locală și au ocupat poziții importante, de viceprimar chiar, iar acum se fac că uită ce s-a întâmplat în 3 ani și 8 luni de mandat. Domnilor, și doamnelor, nu-și mai asumă nimic, în momentul în care sesizezi, sunt cam pe exact, toate actele. În momentul în care sesizezi că sunt probleme, ești domne public și spune, domnilor, doamnelor, giurgiuveni, primarul Barbu își bate joc de voi. Nu face aia corect, nu face aia corect, nu face aia corect. Haideți să încercăm să punem lucrurile în ordine. Nu stai și ești părtaș la toate lucrurile astea și după aia te trezești
că ai uitat tot 3 ani și 8 luni și giurgiuvenii trebuie să uite și ei. Cred că am dreptate. Eu cred că giurgiuvenii știu și ei această situație și nu cred că se mai lasă. Doamna Nicoleta, vreau să vă duc la cunoștință dumneavoastră că și publicului. Trebuie să trecem și la celălalt subiect. Îmi fac semn direct că nu prea avem. Nu contează cine semnează. Direct răspunzător în calitate de ordonator principal de credit este primarul. Da, este șeful executivului. Indiferent cine vot să corect. Semnează. Corect. Asta direct înseamnă că dacă ai fost primarul. Viceprimar și nu mai ești, ți mai asumi nicio răspundere evident. Și nu mai evident. Te speli pe mâini pentru evident. Că tu ai fost și nu mai ești, dar trei ani ai știu despre tot ce se întâmplă. Sperăm vreau să discutăm, pentru că suntem presați de timp, vin peste noi emisiunile electorale și alte două puncte unde ați discutat cel mai aprins astăzi în Consiliul Local, am văzut cu toții 36 și 37, două puncte amânate astăzi în Consiliul Local. 1. Cu privire la 37 și 38 au fost punctele, la aprobarea a două avize de funcționare pentru societatea Manic SRL pentru giurgiuvenii care nu știu, cea care desfășoară activitatea de autogară în Giurgiu de 15 ani, fost agitur, da. Și Smaranda SRL Giurgiu, o societate care are același sediu social și același administrator ca societatea SC Liber Trans SRL, cea care desfășoară transportul în comun în municipiul Giurgiu. Ați amânat cele două proiecte, da. Nu ați dat aviz nici uneia, nici alteia, pentru că există foarte multe suspiciuni și ați vorbit astăzi că încă mai trebuie studiată documentația și sunt acolo de reguli semnalate atât de dumneavoastră cât și de patronul uneia dintre societăți prezent de fiecare dată la ședințele Consiliului Local în care s-a dezbătut această situație, acordarea vizului de autogară neapărat societății Smaranda. Da. O să intervin eu un pic și după care îl las pe domnul Dinu să... Bun, discutăm de punctul 37. 37 este proiect de hotărâre privind avizarea desfășurării de către operatorul de transport SC Smaranda SRL, activității conexe transportului rutier, respectiv activitate de autogară. Bun. Mergem și la punctul 38. Proiect de hotărâre privind desfășurarea activității de transport de SC Manic Service Auto SRL, a activității conexe de transport, așa, respectiv activitate de autogară. Și atunci intrăm în cele două proiecte. La articolul 1, la Smaranda, nu îi se cere avizul de la Inspectoratul Județean de Poliție, Direcția Poliției Rutiere. Corect. Da? În schimb, la Manic se cere. Lucrurile astea n-au generat o serie întreagă de suspiciuni. Pe lângă faptul ăsta, Smaranda are același administrator, ce a spus dumneavoastră mai devreme, cu SC Liber Trans. Asta n-ar fi o problemă, că nu e primul caz, dar se insistă foarte mult. SC Liber Trans este acea societate care a emis 20.000 de carduri de călătorie, carduri gratuități oferite de Consiliul Local, prin hotărâre de Consiliul Local, gratuități asigurate din bugetul Consiliului Local, adică din banii giurgiuvenilor. Corect. Și, surpriză, pe acele carduri este inscripționat numele primarului Nicolae Barbu. Acele carduri, din cunoștințele mele, încă se mai emit și în campanie electorală, ceea ce contravine legii 334, legea finanțării partidelor politice pentru campaniile electorale. Drept urmare, domnul primar Barbu, atunci când eu, acum două ședințe ordinare, i-am solicitat să retragă toate cardurile cu numele dânsului inscripționate și să le refacă pe banii dânsului, numai cu Consiliul Local, pentru că acest for... Sau nominal cu numele pensionarului. Sau nominal, dar oricum. Este o gratuitate oferită de Consiliul Local din banii giurgiuvenilor. Deci nu are ce căuta numele primarului pe aceste carduri. Deci asta este problema principală. Am înțeles acum că se vehiculează prin Giurgiu și această situație este alimentată de domnul Barbu și de echipa dânsului
că dacă vine domnul Florian Nicolae la primărie, vrea să retragă cardurile de călătorie. Nimic mai fals, oameni buni. Aceasta nu este o emisiune electorală. Corect. Am înțeles, dar este o chestiune, o paranteză făcută la toată situația asta. Deci, favorizarea acestei firme Smaranda este simplu de înțeles și lesne de înțeles pentru oricine. De ce se urmărește această favorizare? De se urmărește eliminarea fostei societăți, ca să nu-i mai dăm numele, că deja îi facem prea multă reclamă, din zona autogării și activitatea de autogară să fie preluată de această Smaranda SRL, care, din punctul meu de vedere, generează și o problemă în ceea ce înseamnă activitatea de transport atât la nivel județean cât și interjudețean, adică Giurgiu-București este o situație, o activitate de transport interjudețeană, iar acolo este vorba până la urmă de o afacere de care este interesat cineva în mod expres. Domnul Velicu, nu se împotrivește nimeni existenței în oraș a mai multor autogări. Corect. Se practică și în București, dar nu și poți să obturezi așa, dar nu poți să obstrucționezi pe așa. Există o lege a concurenței care corect. Permite... Terenul pe care funcționează actuala autogară Secemanic este în litigiu cu proprietarul terenului. Asta e un alt aspect. Doamna Niculeta, cum se poate încheia un contract cu altă firmă și dat avizul de funcționare într-o situație aflată în litigiu? Îmi permite să există și un certificat de grefă pe care noi l-am văzut că procesul e pe rol. Nu sunt nici Mafalda și nici Mihai Eminescu să fac copy paste la fiecare pagină dată cu degetul la o carte. Eu am fost și am descoperit inadvertențele dintre cele două proiecte de hotărâri cu privire la ce spunea colegul meu mai devreme. Fiindcă, vedeți, dumneavoastră nu se judecă cu aceeași măsură. Și încercăm în mod subiectiv să acționăm cu măsuri neegale față de societățile comerciale care sunt în... O să fiți acuzați din nou de trafic de influență, că ați mai fost acuzați odată consilierii de trafic de influență, pentru că dezbat, a susținut Nicolet, în Consiliu un punct de vedere. Aceste lucruri se dezbat în cadrul Consiliului Local, nu se numește trafic de influență. Este o solidaritate a întregului Consiliul Local pentru susținerea unor societăți comerciale care contribuie la bugetul atât al municipiului Giurgiu, cât și al județului Giurgiu. Așa cum spunea colegul meu mai devreme, de ce la o societate faci trimitere în hotărâre la poliția rutieră să dea un aviz și la cealaltă nu? Și invoci în cadrul ședinței de Consiliul Local că vezi, doamne, chipurile autogara veche de la Giurgiu ar avea acest aviz. Avizul nu se dă pe autogară, se dă pe societatea comercială care deține autogara. Secemanic, plecând de la autogară. Și de ce invoc aceste lucruri? Fiindcă atunci când s-a ținut licitația pentru transportul atât județean cât și interjudețean, actualii operatori care în urma judecării licitației au câștigat transportul, au invocat în ofertele lor capul de linie. Da, Secemanic. La Giurgiu. Da. Și a spus autogară Secemanic SRL. Lucrul care mă indignă pe mine foarte mult este faptul că de ce Consiliul Județean a intrat în acest joc care de fapt nu este al jocul dânsului, al Consiliului Județean, și este un joc pur și simplu al Consiliului Local Giurgiu. Dar am să cer public explicație din partea președintelui Consiliului Județean și chiar îl rog prin intermediul televiziunii dumneavoastră să facă acest lucru. Dacă nu, pe mine mă pune sub o altă poziție, ta mă gândi și a fi suspicios vis-a-vis de adresa pe care a trimis. Suntem presați de timp. Noi vom dezbate pe larg aceste subiecte în jurnalele noastre de știri. Chiar vă rog. Pentru că chiar sunt multe de spus și multe documente de arătat.
ca să nu fim acuzați că nu avem și documente, ba, le avem, repede, în două minute, pentru că intră peste noi candidații la alegerile din acest an. A fost ultima ședință ordinară. Eu, ca jurnalist, asistând astăzi la această ședință, am studiat așa ambele părți și chiar și pe primarul Nicolae Barbu, care nu prea v-a răspuns astăzi la întrebări, foarte agitat, foarte multe grimase, ca să spun așa. Repede, cum concluzionați acești 4 ani? Cât ați apucat dumneavoastră, domnul Vericu, că de 2 ori ați fost eliminat din Consiliu? Nu a fost o mare problemă, pentru că a fost o eliminare pe o perioadă de maxim 3 luni, după care am revenit și am continuat mandatul. Spre disperarea domnului primar, dar asta este o altă situație. Domnul primar astăzi a demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, că nu reușește să facă față presiunii dintr-o astfel de instituție numită Consiliul Local. Dânsul încă nu s-a obișnuit că acolo are calitate de invitat și vorbește numai dacă îi se cere cuvântul sau dacă este nevoie să intervină pe proiectele. Cred că cel mai incomod președinte de ședință. Nu asta pentru mi-am dorit. Domnul Barbu. Da, nu asta mi-am dorit. Credeți-mă că nu asta mi-am dorit. Dacă cumva am deranjat cu ceva, îmi cer scuze giurgiuvenilor. Domnului Barbu nu pot să-mi cer scuze pentru că am fost prea dulce în anumite situații. Dar una peste alta, a fost un mandat cu peripeții. Din păcate, sunt dezamăgit pentru faptul că anumite proiecte pe care noi le-am aprobat în Consiliul Local au fost duse la îndeplinire în mod greșit, și aici mă refer la cunoscutele proiecte, inundatul acelor module de pe canal, piața asta care nici nu mai vine să vorbesc de ea, că deja a devenit o problemă a tuturor giurgiuvenilor. Discutăm de desfințarea parcului de la Steaua Dunării, unde trebuia făcută acea pistă de atletism, care are o diferență de nivel constatată după nu știu cât timp. Iarăși vorbim de documentații făcute prost. Asta ne-a și determinat să fim mult mai atenți când aprobăm documentații, datorită faptului că foarte multe proiecte care au fost implementate, au fost implementate prost și ne-au făcut și pe noi, cei care aprobăm indicatorii tehnico-economici și oportunitățile unor proiecte, să fim mult mai atenți. Cam asta am avut de spus. Eu le urez giurgiuvenilor să vină și ziua în care Giurgiu să arate ca un oraș european. Repede, domnul Dinu, un minut. Da, să nu credeți că îmi pare rău vis-a-vis de susținerea mea care am avut-o pentru unele proiecte sau pentru majoritatea proiectelor din Consiliul Local. Probabil că și nou mandat, dacă aș fi consilier local, probabil că m-aș alătura executivului o perioadă de timp. Nu e normal și firesc să te opui. Dar în concluzie și în consecință, actul administrativ al domnului primar Barbu, timp de 4 ani, un fiasco. Vă mulțumesc, în speranța că viitorul Consiliu Local va fi cel puțin la fel de activ ca și acesta și că vom avea parte de consilierii locali și județean, pentru că și acolo este o altă poveste. Ședința Consiliului Județean ordinar este anunțată pentru marți, 18 mai, și ea ultima din acest mandat, așa că în speranța că vom avea consilii cu consilierii foarte activi și vocali, așa cum ați fost și dumneavoastră, vă spun la revedere și vă invit să rămâneți cu TV Giurgiu, pentru că urmează 2 emisiuni electorale. Giurgiu, înainte de toate, emisiune de promovare electorală, urmată de Timpul să vorbim, o dezbatere electorală. Rămâneți cu TV Giurgiu, vă mulțumesc, la revedere!